Gest emoționant făcut de oamenii legii din Vâlcea. Polițiștii au salvat doi pui de căprioară care s-au pierdut de mama lor și nu mai aveau nici puterea să se deplaseze de foame. Polițiștii au protejat pui de căprioară de câinii care le amenințau viața și au cerut sprijin de specialitate reprezentanților AJVPS Vâlcea. De asemenea, oamenii legii au găsit-o pe mama căprior în apropierea pădurii din comuna Măldărești și i-au dus pui în siguranță. Cei doi pui de căprioară se rătăciseră de mama lor încă de vineri și nu mai aveau putere să se deplaseze. Din fericire, cei doi polițiști au dat de bieții pui și le-au sărit în ajutor. Agentul principal de poliție Păuceanu Cătălin și agentul de poliție Roșianu Cosmin i-au protejat de animalele care le amenințau viața și au cerut sprijin de specialitate reprezentanților AJVPS Vâlcea. Agentul principal de poliție Păuceanu Cătălin și agentul de poliție Roșianu Cosmin au protejat pui de căprioară de câinii care le amenințau viața și au cerut sprijin de specialitate reprezentanților AJVPS Vâlcea, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Gabriel Popescu. Polițiștii și pădurarii au găsit-o pe mama căprior în apropierea pădurii din comuna Măldărești, iar mai apoi i-au dus pui în siguranță. Gestul celor doi polițiști a fost lăudat atât de colegii de serviciu, cât și de localnici.